Bun găsit, dragi prieteni! Să ne apropiem de Cartea Cărților, de Sfânta Scriptură. Cartea aceasta care este tot mai des citată, tot mai des tăgăduită, cartea aceasta care este un bestseller și în același timp este cea mai neglijată și uitată carte, Sfânta Scriptură. Și poate te întrebi privind la mine, are vreo relevanță? Am lângă mine un turn de Sfinte Scripturi și dacă aș avea timp, ți-aș arăta fiecare carte cu valoarea ei, ce reprezintă. Asta e o carte veche din 1821, un original tipărit la Mănăstirea Neamț. Aceasta este o carte din 1900. Am Biblie cu cruce, Biblie fără, o Biblie de altar, o Biblie autentică, veche, din 1915. Am și, în sfârșit, vestita versiune, este o copie în facsimil a Bibliei de la București din 1688. S-ar putea ca unii să-mi pună doar întrebarea, care din ele este cea adevărată? Nu vreau să vă răspund această întrebare, pentru că nu acesta este scopul. Întrebarea mea, sau întrebarea la care vreau să răspund, este, oare Biblia este adevărată? Oare poate cineva, sau știu eu, un tânăr care nu are atâta vechime, să o ia să citească și să mai găsească Scriptura relevantă pentru el? Oare Scripturile acestea sunt doar o lucrare omenească? Sau au cu adevărat amprenta și girul lui Dumnezeu? Dragii mei, pentru că noi trăim cu pâine și pentru că noi în fiecare zi trebuie să mâncăm pâine și pentru că aceste Biblii vorbesc despre continuitatea Scripturii de-a lungul generațiilor și a secolelor, care au mâncat și ele și au trăit aceste Scripturi în fiecare zi, emisiunea noastră am intitulat-o Pâinea noastră cea de toate zilele. Și sper că după o perioadă introductivă, când voi vorbi mai mult despre Biblie, despre cine a scris-o, despre cum a fost scrisă, despre probele autenticității sau ale istoricității ei, aș dori pe parcurs să deschidem Scriptura și nu doar să vorbim despre ea, ci să urmărim pas cu pas, la rând, am putea spune, de la Geneză și până la Apocalipsa, atât cât ne permite timpul emisiunii, adică probabil nu o să putem să o citim la pas și evenimentele semnificative din această carte, de-a lungul a nu știu cât timp, rămâne să vedem, să trăim și să gustăm împreună Scriptura, să găsim mesajul lui Dumnezeu din Biblie pentru omul de azi. Vreau, dragii mei, să vă introduc în această istorie mai întâi a unei cărți care este cea mai publicată. Aveți în fața dumneavoastră o cifră care a fost stabilită statistic prin 2005 și anume că în lume la ora actuală există peste 2500 de limbi și dialecte care au Biblia întreagă tradusă. În continuare se lucrează, știu eu, asidu. Vreau să vă dau doar o estimare că anual, în fiecare an, 25 de milioane de Biblii curg, să zic, potopesc fiecare stradă, fiecare țară, oraș, fiecare trib. Interesant lucru, doar Noi Testamente se publică anual 11 milioane, deci acea secțiune care vorbește despre venirea lui Hristos pe pământ, moartea lui și scrisorile lui Pavel. Ei bine, alte fragmente ale Scripturii care se publică ajung la un număr de 337 de milioane. Vă dați seama care carte, care titlu, care autor se mai bucură de o asemenea notorietate? Iar dacă aceste cărți apar pe lume, ele nu stau în stocuri, nu stau în librării, ele se vând, pentru că dacă ar rămâne în stocuri, nu s-ar mai publica anul viitor. Și totuși, e cea mai citită sau cea mai publicată carte și în același timp cea mai necitită carte. Este cartea cea mai considerată, în același timp este cartea cea mai contestată. Mi-amintesc de un strălucit filozof, și anume Voltaire, cel care a adus faimă epocii luminilor, iluminismului.
într-un cerc de prieteni, în reședința lui, la Geneva, în 1759, a ridicat o carte, era o Biblie, vă dați seama la data aceea, Bibliile erau tipărite, dar într-un număr destul de mic, el avea un asemenea exemplar. Biblia era cartea creștinismului, a ridicat cartea și în fața curtezanilor și a nobililor și a oamenilor de litere, a spus: domnilor, primiți la această carte, vă spun, vă promit, vă garantez că în numai 50, nu, a zis, în nici 100 de ani, această carte nu va mai exista la vedere, va fi doar o piesă de muzeu. Știți care a fost partea interesantă? Că n-au trecut 50 de ani, în 1805, chiar în casa în care Voltaire prorocise dispariția Bibliei, și anume în reședința sa din Geneva, din Elveția, societatea biblică și-a instalat sediul, a pornit niște mașini de tipărit, și de acolo a început să explodeze în limba franceză, în limba germană, Biblia pentru spațiul francofon și de limba germană. Ironia soartei. Ei bine, Biblia este cartea care a înfrânt, a contrazis profeția lui Voltaire. Și știți de ce? Pentru că nu există un om sau un trib sau o generație care să nu se regăsească în această carte, care să nu găsească că în sulul cărții, cum spune psalmistul, stă scris despre mine. Ei bine, aceasta este cartea fiecărui om, a oricărei limbi, a oricărei națiuni, a oricărei generație. John Locke, filozoful englez, în jurul anului 1700 a făcut o declarație mare. El spunea că Biblia este una din cele mai mari binecuvântări pe care Dumnezeu le-a dat omului. Și filozoful aprecia că e întru totul pură, întru totul sinceră, n-are nimic în plus, n-are nimic în minus. Pe ce bază spunea filozoful cuvintele acestea? Care erau motivele pentru care îl făcea pe acest bărbat de referință să cântărească Biblia în valoare absolută, în greutatea cea mai înaltă? Kant mă ajută. Immanuel Kant, la aproape 100 de ani după Locke, spunea: existența Bibliei este cel mai mare beneficiu pe care rasa umană a experimentat-o sau o va experimenta vreodată. Știți ce înseamnă aceasta? Încă n-a zis tot. Că în această carte există o rețetă sau există o compoziție, un ingredient pe care eu, omul din orice generație, luându-l, eu am un beneficiu. Și ați putea să-mi spuneți care este beneficiul acesta? Ei bine, intrăm în acest prim capitol care se referă la Biblie și morala omului. Biblia este sursa moralei iudeo-creștine sau a moralei civilizației europene, care a ajuns și în America și în alte părți, este izvorul din care, de-a lungul milenilor, oamenii au stabilit ce este bine și ce este rău. Și știți de ce acest lucru? De ce Biblia este sursa, este izvorul moralei? Pentru că Biblia are pretenția că n-a fost scrisă de un om, ci autoritatea din spatele ei este Dumnezeu. Atunci, dragii mei, când Dumnezeu este autorul, de acolo vine și autoritatea, când El spune ce e bine și ce e rău, omul recunoaște în firea lui, în sinea lui, valabilitatea acestor lucruri, pentru că și noi suntem creațiunea lui Dumnezeu și principiile lui sunt imprimate în ADN-ul nostru spiritual, să zic așa. Dacă n-ar fi cartea aceasta scrisă de Dumnezeu, dacă n-ar fi Dumnezeu autorul moralei Scripturii, atunci nici n-ar putea să aibă atâta
continuitate, atâta impact asupra omenirii. Iată ce spunea Dostoevski. Dacă nu este Dumnezeu, ei bine, atunci totul este cu putință. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre acest personaj. Dostoevski a fost fiul unui medic. El însuși s-a pregătit pentru medicină, apoi a intrat într-un grup de grupul Petrașevski, de revoluționari care în preajma vestitului anul 1848 au pus la cale democratizarea Rusiei țariste. Pe chestia aceasta a fost prins, el și grupul lui, a fost dus în fața plutonului de execuție, a fost cât paci să fie împușcat și în momentul în care soldații își ridicau pușca încărcată, carabina încărcată să tragă, a venit un călăreț stop din partea țarului, ordin de grațiere. Din cei 21, 3 sau 4 au murit la scurtă vreme datorită șocului psihic. Unu sau doi au rămas nebuni pe viață. Ei bine, ieșind de aici, a intrat în 10 ani de pușcărie, 5 ani și pe urmă 10 ani de armată silită, de concentrare silită, în care a descoperit cartea Biblia. Și el, revoluționarul, față în față cu Scriptura, a ajuns să înțeleagă principiile vieții, sensul vieții. Și n-a existat nicio altă carte de atunci încolo, în afară de Evanghelie, care să-l impresioneze și să-i conducă gândirea. Ei bine, un alt autor german, Edwin Lutzer, atrăgea atenția că morala pe care ne ghidează în viața pragmatică, în viața noastră de toate zilele și în deciziile mari, este de sorginte biblică. El spunea, moralitatea și religia nu pot fi nici o dată despărțite sau divorțate. Motivul? Dacă se separă, moralitatea moare. Moralitatea își are rădăcina ca un pom în solul Scripturii, în cele 10 porunci și în autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și odată ce dispare solul, pomul se usucă, moare. Nici o filozofie, nici o teorie morală nu poate ieși din ateism. Și dacă spun aceasta, eu mă refer la o istorie trăită de oameni pe care am gustat-o și eu. Eu m-am născut înainte de anul 1950, am prins școala în perioada ateistă, am terminat facultatea atunci, am fost într-o societate care gândea în acest fel și știu frustrările, neîmplinirile, nu atât materiale, cât cele mai profunde, cele de suflet. Iată ce spunea Edwin Lutzer în continuare. Cei care au creat state ateiste au adus cu necesitate lipsa de sens, fără de legea și disperarea. Vreau să fac o comparație sau o trimitere la o secvență din timpul Revoluției franceze. 1789 a izbucnit. A la Bastille, a la Bastille, deci toată lumea la Bastille, Revoluția franceză, care în 1793 a dat un edict. Deci directoratul a decis desființarea credinței în Dumnezeu, anularea existenței lui Dumnezeu, proscrierea Bibliei. Și știți ce a urmat? Exact anii teroarei. În Paris se apreciază că peste jumătate din nevestele, din soții, nu vorbesc de femeile necăsătorite, din neveste, practicau prostituția. Nu prostituția în sensul de azi, ci conjugările absolut libere, la hazard și aceasta, în epoca în care se tăiau capetele, până și capul lui Robespierre, marele tartor, a căzut tăiat de ghilotină. Atât de cumplită a fost epoca ateistă a Revoluției franceze, încât în 1805, țineți data minte, Napoleon a reintrodus un cod creștin. El a preluat codul lui Justinian și l-a adaptat timpurilor lui. Iar codul lui Justinian a fost făcut pe Scriptură, pe recunoașterea lui Dumnezeu. Tot Napoleon în 1805 a reintrodus săptămâna, care este de sorginte, de origine absolut biblică, pentru că în timpul Revoluției franceze de la 1793 s-a desfințat săptămâna, ca să nu avem nicio legătură cu Biblia, s-a împărțit luna de 30 de zile, 31, în decade, adică 10, 10, 10, și fiecare sfârșit de decadă avea o sărbătoare. Lucru foarte interesant.
până să reintroducă săptămâna care e de origine biblică și care n-are alt criteriu, alt reper decât ziua șaptea, până să reintroducă săptămâna, boii cădeau în brazdă. Imaginați-vă, în a opta zi, deci datorită lipsei de odihnă, în a opta zi boii cădeau în brazdă. Și pragmatic a fost nevoie de revenirea la datele Scripturii. Ce spunea Luther? Că nu există niciun fel de beneficiu, nici un lucru bun născut din ateism, ci doar disperare, doar nelegiuire. Și acum am să trec la istoria comunismului. Vreau să știți că Lenin, capul luminat care a născut comunismul, sau care nu l-a născut el, el i-a dat doar o formă social-istorică în pământul rus, în Matrasie, în Mama Rusie, ca să-și impună regimul, este incredibilă cifra de 9 milioane de morți au rămas în urma lui. Noi salutăm Revoluția Roșie, nu, mișcarea bolșevică, dar care n-a făcut altceva decât să creeze un cimitir imens de 9 milioane de morți. Urmașul lui, Stalin, gruzinul Stalin, prin binefacerile planurilor sale de revoluție culturală, de revoluție agrară, a lăsat în urmă, în gulaguri, gulagurile erau lagărele de muncă forțată, în gulag au rămas în urmă 25, unde zic 30 de milioane de morți care n-au avut altă vină decât că fie n-au vrut să primească necredința în Dumnezeu, fie că au criticat nelegiuirile regimului. Iar eu am fost în Ucraina, în Kiev, și mi-au povestit nepoții celor, sau fiii celor care au trecut prin genocidul ucrainean. În perioada anilor 30, la începutul anilor 30, au poruncit, pentru că ucrainienii creau un motiv de complex pentru mujicii ruși, au spus ucrainienii trebuie să dispară. Și i-au lipsit de hrana necesară, până acolo încât 4 milioane de ucraineni au murit de foame. Și alții, până la 6 milioane, au murit în urma acestor evenimente cumplite. Al treilea mare, corifeu al comunismului, Mao Tse-tung, slăvit ca izbăvitor al națiunii galbene, a lăsat în urmă, și noi nu știm încă istoria, pentru că istoria a fost capturată, a fost confiscată de comuniști, ca să nu cunoaștem actele teribile, catastrofale ale regimului lui, ale neexistenței lui Dumnezeu, a lăsat în urmă 72 de milioane de cadavre. Ei, ce părere aveți dumneavoastră de această situație? Ateismul nu poate naște decât o malformație, decât condiția nimicirii omenirii. Priviți acum următoarea imagine. Ne aflăm într-o vreme în care se pare că cu tot potopul de Scriptură, de Biblie, lumea se îndepărtează de Scriptură. Este o contradicție, așa cum norii merg pe două planuri, unii vin, alții se duc în același timp și te miri cum de, hei, sunt curenții atmosferici care pot fi complementari. Tot așa, în timp ce Biblia pătrunde tot mai mult, oamenii se distanțează tot mai mult de Scriptură. Și unul din motivele pentru care am ales această direcție a emisiunii noastre este tocmai nevoia de a redescoperi această carte neștiută sau uitată. Noi trăim într-o epocă seculară, când gândirea liberă, fără niciun criteriu, ca un detașament britanic din timpul celui de-al doilea război mondial, care înaintea bătăliei de la Al-Alamein din Sudan, Egipt, în zona aceea a Saharei, călăuzit
de un ghid arab, a rămas a patra zi fără ghid, a fugit, fără mâncare, fără apă. După câtva timp, detașamentul a fost găsit mort de sete, mumificat. Ce însemnează să te afli pe pământ fără repere? Ei bine, există un curent, gândirea liberală, care spune, nu avem nevoie de repere. Nu mai avem nevoie de niciun fel de punct fix. Noi ne regăsim pe noi înșine. Iar biserica, religia, este în declin. Ceea ce se produce, de fapt, o înstrăinare de scriptură, de credință, de gândul de credința în Dumnezeu. Și care e rezultatul? Am o statistică a celui mai creștin, să zicem noi, protestant stat din lume, care a fost, să spun așa, secole, pentru că au fost chiar secole, liderul, purtătorul de steag al gândirii creștine. Este vorba de Statele Unite. Priviți, vă rog frumos, la această statistică. În liceele din SUA, pe lună, în urma scoaterii Scripturii din planul de învățământ, a bagiocoririi Scripturii pe orice cale, 525 de mii de atacuri au loc în cadrul liceelor. Vă rog să rețineți. Iar aceste atacuri nu sunt o mână în spate, o leapșă. Este vorba de atacuri cu răniri, cu molestări de un fel sau de altul. În fiecare zi au loc în licee 16.000 de infracțiuni zilnic, azi, 16.000, mâine, 16.000. Au loc, sau vin în fiecare liceu, apar, rectific, nu în fiecare liceu, vreau să spun că fenomenul este atât de extins încât 135.000 de elevi sunt depistați într-o perioadă de timp. N-am acum data, presupun că într-un an școlar, venind la școală cu arme. Suntem încă sub impresia unui măcel petrecut într-o universitate din Statele Unite, din Virginia. 21% din elevi, din liceeni, refuză să meargă la toaletă, pentru că acolo se tem de atacuri, de agresiuni, pentru că acolo este zona în care nu există control. Și 32% din profesori, vă rog rețineți, într-o perioadă de 5 ani, 32% din profesori ies din învățământ pentru că e zona cea mai frustrantă și în același timp cea mai periculoasă. Este o figură interesantă. Îl cheamă Bertrand Russell. Acest britanic a primit în 1950 premiul Nobel pentru literatură. El practic n-a scris literatură romane, a scris multe lucruri umaniste, de liberarea gândirii. El a publicat o cărțulie cu titlul De ce nu sunt eu creștin? Ei bine, băiatul e deștept și poate să găsească multe motive. Vorba lui Blaise Pascal, matematicianul, fizicianul și filozoful și creștinul, care spunea la raison e flexible à tout. Rațiunea este flexibilă la orice și mintea e făcută în așa fel încât să argumenteze pe oricare din direcții. De aceea sunt atâtea filozofii, atâtea partide, atâtea credințe și așa mai departe. Numai că un autor contemporan, Paul Johnson, în cartea sa Intelectuali, a apărut și la Humanitas, scrie despre viața intimă a lui Bertrand Russell. De ce el nu era creștin și de ce nu dorea creștinismul? Atenție, el povestește cum ajungând câteva zile, 4 zile în casa unui prieten de-al său, deja din a doua zi a început cu strășnicie, cu perseverență diabolică să o corupă pe fata prietenului său de 14 ani numai. Citiți cartea lui Paul Johnson. Și anume să o conducă spre actul în care nu trebuia o minoră să ajungă. Acesta este Bertrand Russell și întrebați pe ateiști. Dacă problema lor este o problemă rațională, filozofică, și veți descoperi că există un alt motiv. Cauza nu este rațională, argumentativă, cauza este morală. Dragii mei, ne aflăm într-o condiție în care relativismul moral este la modă.
La ora actuală, oamenii nu mai cred în ghid, nu mai cred în reper. Și pentru că s-ar putea și tu să fii în dilemă, aș dori în emisiunile care urmează să descoperim motivele pentru care Scriptura este și trebuie să fie reperul tău. Vreau să spun, eu însumi am trecut pe aici și am parcurs traseul de la confuzie, de la necredință, la încredere deplină în Dumnezeu. Aș dori să-ți împărtășesc, nu din experiența mea, ci destul să deschizi cartea și din cuvintele lui Dumnezeu să găsești piatră, temelie sub picioare. Îți doresc succes pe acest drum. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Era ziua în care împlineam 17 ani. O vârstă de primăvară, de speranțe, de putere. În jurul meu, familia era strânsă, veniseră prietenii cu cadouri, mi se gânta la mulți ani și în timp ce lumânările ardeau pe tort, în inima mea se frământa o durere. Era o amărăciune care nu se putea denumi sau descrie. Era simțământul unui gol, a unei foame după ceva pe care nu puteam să-l indic. Și într-un moment de răgaz am ieșit pe balcon și mi-amintesc, am plâns. Plângeam pentru că eram nefericit, deși aveam tot ce își poate dori un tânăr. Aveam casă, aveam familia, îi aveam pe cei dragi ai mei, aveam oarecare un drum destul de bun în față. Mai târziu am înțeles că acest gol, această frământare care din când în când vizitează pe om, pe care unii o poartă inconștient, iar alții cu dureroasă conștiință, se numește nevoia după un răspuns mai mult decât ziua de azi. Este nevoia de un sens al vieții, să știu de unde vin, încotro merg, cine sunt și care e sensul meu pe pământ. E bine, dragii mei, foamea aceasta se poate și ea sătura. Și există o pâine de care avem nevoie totdeauna, o pâine pe care o putem găsi în paginile Cărții Sfinte, în paginile Sfintei Scripturi. Am hotărât să parcurgem această carte împreună, dar înainte de a intra în conținutul ei propriu-zis, m-am hotărât să trecem în revistă unele din aspectele introductive, generale, și anume cele care se leagă de siguranța de a ne încrede în această carte, valabilitatea ei, garanția că ce scrie aici este adevărat. Data trecută am făcut un tur prin un mic istoric al cărții și printre altele ne-am oprit chiar la aspectul valorii morale pe care Sfânta Scriptură o are. Ei bine, sunt momente comparabile cu a unui om care se află într-o pustie. Ești singur, ești fără repere, ai însă în buzunar o busolă și știi că acul indică exact direcția în care poți să-ți găsești salvarea, scăparea. Dar mă întreb ce se întâmplă în momentul în care busola s-a stricat, nu mai mișcă deloc. Aș putea compara societatea de azi cu societatea unei civilizații oarbe în care lipsește criteriul și nu mai știm încotro e binele. Un politician vorbește în felul ăsta, altul în alt fel, unii savanți își permit să relativizeze tot ce se numește adevăr. Și atunci, în ce să mai cred? Cu cine votez? În 1933, istoria lumii avea să marcheze începutul unei tragedii de proporții mondiale. Este vorba de Germania lui Adolf Hitler, cancelarul, cel care a great de întreaga națiune, care a reînviat închinarea vechilor zei germani, care dorea să transforme în realitate lozinca Deutschland über alles, Germania peste tot, cel care a proclamat supremația rasei ariene. El a declanșat un program extrem de amplu, și acum spun în paranteză, în care era ajutat de consilieri spiritiști, de medium, care spuneau exact cum să facă, având garanția ajutorului metafizic, dincolo de ceea ce se vede. Și a început al doilea război mondial,
care s-a terminat printr-o zdrobire totală a Germaniei. Ei bine, la sfârșitul războiului, în 1945, a început vestitul proces de la Nuremberg al criminalilor de război. Și au fost chemați generali, au fost chemați mareșali, au fost chemați oameni de rând sau oameni suspuși și când au fost confruntați, ce ați făcut, de ce ați creat genocidul și ce au spus ei, am pe ecran un fragment al cuvintelor lor. Dacă Curtea Supremă din Germania a hotărât că evreii sunt non-persoane, adică nu sunt persoane, sunt de, știu, genul animalelor, noi am acționat conform culturii noastre, conform moravurilor noastre și conform legilor noastre. Și citatul continuă. Cine sunteți voi care veniți dintr-o altă cultură și altă societate ca să ne impuneți voi nouă morala voastră? Uitați-vă, vă rog, la aceste cuvinte, sunt perfecte. Ele vorbeau exact despre relativismul moral. Cultura noastră are o morală, cultura voastră are altă morală. Dacă mergem și reînviem generația canibalilor, am putea găsi acolo morale și morale. Morala canibalului este să te mănânc pe tine, e bine, să mă mănânci tu pe mine, e rău. Răul și binele e definit prin egoism, prin tradiție și cultură, iar toate aceste lucruri, această multitudine de poli ai Nordului, această confuzie generală nu poate duce decât la degradarea omenirii. Iar dacă unii dintre dumneavoastră dați serios din cap acum, să știți, deci, care e și motivul. Vreau să mă refer la o istorie petrecută în cursul celor de-al doilea război mondial, dar pe teatrul de luptă al Pacificului. În 1942, America intră cu toată forța în război și la un moment dat, japonezii care au atacat primii au reușit să cucerească o imensitate întindere din Asia. Cei care locuiau în Singapore, niște unități militare au trebuit să fugă, dar n-au reușit prea departe, i-au pescuit japonezii din junglă. Și au cantonat pe toți într-o zonă pe care doreau să o defrișeze, să creeze o cale ferată directă care să lege un mal asiatic de malul Indoneziei. Ei bine, au creat un lagăr imens în jungla râului Kwai. Unul dintre cei care a trăit evenimentele, capitanul Ernest Gordon, un scoțian, o fire de elită, s-a văzut deodată în mijlocul la zeci de mii de deținuți. Se spune că au reușit să prindă și să aibă în grijă 300 de mii de deținuți care trebuiau mâncare, aveau nevoie de adăpost, cazare, de tratament medical și așa ceva nu exista. Ei bine, prin valea râului Kwai urma să treacă o cale ferată și să construiască și un pod. Inițial era un pod de lemn, ulterior urmau să facă, și dacă vă uitați atent, în al doilea plan, în planul 2, se vede și podul de beton pe care deținuții trebuiau să-l facă. La început, sigur, munca era utilă, fura ceva din tensiunea, din lipsa de sens, dar munca fără mâncare, se spune că cazărmile în care locuiau, barăcile, de fapt, erau parțial acoperite. Pereții erau rupți, erau din bambus putred, acoperișul era aici, colo, fără nimic, se vedea cerul liber, ploua, vedeau țânțari, șopârle, tot felul de miasme și pericole care decimau încet, dar sigur, populația lagărului. Am o imagine deosebită, și anume imaginea unui soldat britanic care arată exact ca cel de la Auschwitz. Este costeliv, e nemâncat, poate are un zâmbet semnificativ. Omul cred că avea o credință că va putea să scape din acest iad. Și ce se întâmplă? În această nenorocire, soldații americani, britanici,
neozelandezi, care erau cu toții într-o alianță, au început să se comporte după legea supraviețuirii, după principiul latin, homo homini lupus. Omul față de om e lup. Spune că nu puteau să doarmă în siguranță, pentru că mâine se trezeau fără pătură sau cu mâncarea de sub cap furată. Iar cei care furau nu erau japonezii, cei care furau erau creștini. Fiecare se simțea amenințat. S-au întâmplat însă două evenimente în acest lagăr de care Ernest Gordon, în cartea sa Prin Valea Râului Kwai, povestește. Și anume, un detașament care venea de la săpături, înainte de a intra în tabără, se opresc în fața unei gherete să se numere sapele. Și japonezul care numără sapele spune, hop, o greșeală, lipsește o sapă. Cum adică? Colonelul, înfuriat, scoate revolverul și spune, cine a luat sapa? Sapa putea să fie o armă, nu? Să atace pe unul din gardieni. Toți drepți, nu mișca nimeni. Cine a luat sapa dacă nu vă împușc pe toți? Și pentru că tensiunea creștea și pentru că colonelul japonez făcea spulma la gură, un soldat face un pas și spune, eu am luat sapa. Asupra lui se descarcă toată mânia, neostoită, neînfrânată a colonelului. Îl tântește la pământ și cu sapa, luând o sapă, îl face bucăți. Detașamentul se colonează, pornește și la următorul post din nou se numără sapele. Și soldatul japonez spune, domn colonel, nu lipsește nicio sapă. Dar ce a fost cu soldatul acela? Și de atunci, în momentul acela, toți au înțeles că acel anonim, cu o conștiință morală, cu un pol care n-a dispărut în umbră, a vrut să se jertfească, s-a sacrificat pentru ca ceilalți să trăiască. Iar evenimentul acesta i-a făcut pe deținut să intre într-o frământare de conștiință și peste două săptămâni avea loc un alt eveniment care urma să schimbe cu totul situația din lagăr, și anume. Scoțienii, din tradiție, merg în armată doi câte doi, sunt cupluri. E unul voinic și altul pirpiriu, slăbuț. Cel slăbuț este iute și face multe lucruri, cel voinic are grijă de lucrurile grele. Iar ei au un legământ ca orice s-ar întâmpla să se apere. Fiecare stă cu viața lui pentru celălalt. Vă dați seama ce unitate, ce coeziune și sinergie în armata scoțiană. Și la un moment dat, era un voinic, îl chema Angus McGillivray. Și acest Angus avea lângă el un scoțian plăpând ajutorul lui, asociatul lui. Datorită nenorocirilor, cade bolnav. Evident, se știa, cine se îmbolnăvește, ajunge în groapa de cadavre. Angus însă a depus un jurământ și el nu putea să-l lase să moară. Și atunci știți ce face? Apare a doua zi cu un bol de zeamă. Era cât de cât hrănitoare. De unde o ai? Întreabă bolnavul. Am făcut un supliment. A doua zi apare din nou cu mâncare. În aceeași zi vine cu o pătură. Pune asta peste tine. De unde ai? Am făcut rost de una. 12 zile bolnavul a primit toată îngrijirea lui Angus și a început să prindă viața spre mirarea tuturor. Stăbănogul se îndrema. A 13-a zi au găsit însă pe uriașul Angus mort. Știți de ce a murit? Mort de foame. Dragul de el a hotărât să-și împlinească votul moralei sale ca să dea celui năpăstuit mâncarea lui și a ales să moară în locul camaradului său. Din momentul acela, întreaga tabără, întregul lagăr de pe râul Kwai, pentru că vestea s-a dus ca o explozie de dinamită până departe, iar ei au hotărât stop. Suntem noi o haită de lupi? Trebuie să ne mâncăm unii pe alții, stop, au spus ei. Trebuie să trăim ca niște creștini. Unul a spus, eu am o Biblie, de acum voi citi în fiecare zi. Alți 13 au spus, avem și noi Biblii, vom citi împreună. Și așa s-a înființat în lagărul râului Kwai
s-a înființat Biserica fără ziduri, așa a fost numită, în care, indiferent de culoarea denominațională, se întâlneau cu toții în fiecare zi, citeau din scripturi, se rugau împreună, iar gărzile japoneze, care erau haine, care nu împușcau gloanțe, erau scumpe, decapitau și puneau capetele în țeapă, s-au înmuiat. Respectul pentru deținuți a crescut. Iar în 1945, după 2 ani și jumătate de detenție, în momentul în care au venit eliberatorii, aliații, să-i scoată, să le dea libertate, deținuții au făcut un zid viu în jurul japonezilor și au spus: nu răzbunare, nu ură, aici e locul dragostei, noi ne iubim unii pe alții. Miracolul de pe râul Kwai. Ce anume l-a făcut? Există principiul acesta, dragostea, care răsare din Scriptură. Și nu dragostea, cea care se cântă în șlagăre, ci dragostea care se sacrifică, care se dă pe sine. Aceasta este axa moralei Sfintei Scripturi. Ei bine, dragii mei, atunci când știi că există un Dumnezeu care a dat o morală, care a dat o carte, atunci se naște în tine ceea ce se numește factorul credință. Și intrăm acum într-o statistică sau într-o serie de cercetări care au fost întreprinse în locurile, în țările care propagă, promovează ideea credinței, în mod special țările protestante America, țara de peste ocean, de dincolo de ocean. Iată, de exemplu, un studiu făcut în 2 reviste vestite, una se numește Sun Sentinel și alta Washington Times. Sunt reviste grele, cu credit, sunt citite de mulți. Ei bine, în aceste 2 reviste, în 1996, apare un studiu în care se relevă acel faith factor, se cheamă, sau factorul credință. Credința care are un efect asupra ta, asupra sistemului tău, asupra vieții tale. Și anume, se spune că cei care au obiceiul să meargă regulat la biserică, spune citatul, aceia trăiesc mai mult. Oare ce legătură să aibă biserica cu viața? Nu este singura, știu eu, menționare a factorului credință. Au apărut chiar o serie întreagă de cărți despre factorul credință, în care se evidențiază puterea pe care o speranță, o încredere, o poate da omului în momentele de greutate, de dificultate. Ei bine, ce spun aceste cărți? Că cei care au o credință puternică în Dumnezeu, aceștia au cu 50% mai puțin de a face cu bolile psihice. Adică problemele de nesiguranță, de depresie, nu se întâlnesc la aceștia. Spunea cineva din tabăra, din lagărul de exterminare de pe râul Kwai, că nu cel puternic a supraviețuit, nu cel care reușea să fure de la celălalt mâncarea, ci cei care au avut un echilibru psihic, o stabilitate, o speranță, care au avut coloana vertebrală spirituală puternică, indiferent că erau slăbuți sau nu. Și ce mai spune articolul? Că 71 din cei care sunt credincioși, care au un Dumnezeu, au mai puține probleme cu drogurile, de exemplu cu alcoolul, de exemplu cu, sunt și alte droguri personale, când hormonii mâniei, adrenalina crește. Ei bine, creștinul are mai puține probleme cu hormonii de acest gen. Într-o revistă celebră, US News, este o revistă care prezintă anual statistici serioase, în US News and World Report spune: cea mai sigură garanție contra degenerării morale a tineretului, contra decadenței tineretului, care este? Nu atât eficiența care vine din coeziunea familiei, nici venitul lunar, ci, și acum este surpriza, mersul regulat la biserică. Iar cel care semnează această afirmație în urma cercetării sale este un profesor de la Harvard.
Cred că e momentul să vă povestesc o întâmplare. În timpul celui de-al doilea război mondial, a existat un redactor radio care a fost extrem de cunoscut în anii greutății a dramei Angliei, a rămas singura țară din vest care n-a fost ocupată de naziști. Acest C.E.M. Jowett, un filozof, era un om care a scris cărți de filozofie, era umanist, nu era orice fel de umanist, era ateist și ocultist, s-a ocupat și cu treburile oculte. Am citit ceva din viața lui și împreună cu un prieten s-au dus să verifice puterile magice într-un loc tainic, secret, mă rog, într-un mediu mistic. Ei bine, acest Jowett avea câțiva prieteni de calibru. Era ateistul Russell, cel care a atacat credința creștină în nemurate rânduri, și George Bernard Shaw. Iar aceștia doi erau, știu eu, amicii lui care îl susțineau în discuțiile sale. Jowett, încă o dată vă spun, era cel care la radio Londra ținea o serie întreagă de teme interesante în dialog cu alte eminențe, în așa fel încât poporul reușea să prindă o gură de stabilitate, de echilibru, și a fost foarte apreciat. Surpriza este că în 1949, dacă nu mă înșel eu, Jowett este prins în tren fără bilet. Știți ce înseamnă aceasta, fără bilet? Păi, biletul, n-am. A apărut în ziar vestitul prezentator de la Radio Londra fură statul într-o situație grea. Și interesant, în momentul acela, toți prietenii s-au dat la o parte, Jowett a rămas singur, sigur, neavând un Dumnezeu, și-a permis să joace tricuri cu taxa, cu beneficiul statului. Și în 1952, după 3 ani de zile de însingurare, de trecere în neant, în 1952, el scrie o carte, și anume Redobândirea, Recuperarea credinței. Omul acesta ateist, care își bătuse joc de tot ce era înainte, la o vârstă când mintea găsește temeiuri, omul acesta devine din nou creștin. În cartea aceasta el scrie următoarele. Vorbește acum ca un apostol. Marea problemă a omului este păcatul. Și singura soluție a păcatului este doar Iisus Hristos. Ei bine, dragii mei, ne oprim aici pentru cea de-a doua întâlnire, făcând o sumară recapitulare. Ce ai în viața aceasta? Cu ce te alegi din viața aceasta? Încotro mergi în viața aceasta? Crezi în ceva? Ai o țintă? Lași în urmă o dâră? Dar ai și copii, iar copiii tăi se vor uita la tine să-ți ia exemplul și ce vor vedea? Le dai o lumină, un răspuns, sau dimpotrivă îi lași cu ochii în soare, într-o epocă când furtunile bat pământul și terorizează generații mici sau mari? Întrebarea mea este, ai un răspuns? Și dacă n-ai un răspuns, îți propun un lucru. Ia această carte. La început, poate te vei întreba de unde să încep, care e rostul ei. Te învață cartea. E destul doar să fii conștient că ți-e foame și ți-e sete, să găsești ceva mai bun decât banul, decât mașina sau alte lucruri care nu țin de foame pentru suflet. Și dacă nu știi de unde să începi, începe de la Noul Testament, de la Evanghelia după Matei, Sfânta Evanghelie după Matei, și vei găsi acolo istoria unui model pe care, dacă îl vei întâlni, vei simți nevoia
să mergi cu El pe același drum. Ei bine, dragul meu, nu uita însă că ne aflăm încă în perioada de introducere și mai avem câteva etape de parcurs ca atunci când vom deschide Scriptura să avem toată siguranța că știm pe ce stăm și știm în cine am crezut. La revedere, până data viitoare!